La data del 13 settembrie, polițiștii Direcției de Combatere a Criminalității Organizate a Poliției Române, sub coordonarea procurorilor de ICOT, au efectuat 10 percheziții domiciliare în județele Bistrița, Năsăud, Alba și Neamț la membrii unui grup infracțional organizat format din cetățeni români specializat în efectuarea de transportul de droguri de risc și mare risc în spațiul european. Din cercetări a reieșit că liderul grupării ar fi avut legături cu furnizorii de cocaină din America de Sud și cu clienți din Marea Britanie. Pentru transportul drogurilor era preferată ruta Olanda-Marea Britanie, fiind folosiți conducători de autotrenuri cetățeni români angajați la diverse companii de transport. În urma perchezițiilor efectuate, au fost depistați liderul grupării și un alt membru, care a fost condus la sediul de ICOT, structură centrală în vederea audierilor. De asemenea, au fost indisponibilizate 2.250 de euro, 3.000 de lire, 2.000 de lei, un autoturism, telefoane mobile, laptopuri, cartele SIM, documente, înscrisuri și însemnări relevante în cauză. În Marea Britanie a fost reținut un cetățean străin cu statut de refugiat, care ar fi asigurat distribuția drogurilor în această țară. Autoritățile din Belgia au emis un mandat european de arestare pe numele unui cetățean român. În Olanda a fost efectuată o percheziție solicitată de autoritățile române în baza unei comisii rogatorii pe numele unei persoane fiind emis un mandat european de arestare. Tot în acest caz, în cursul lunii mai 2017, autoritățile din Spania au arestat 17 persoane implicate în traficul de droguri de risc, cannabis și contrabandă cu țigări, membri ai aceleași grupări. Până la data acțiunii, au fost capturate peste 200 de kilograme de cannabis, 50 de kilograme de ketamină și 55 de kilograme de cocaină de autoritățile din Spania, Franța și Marea Britanie. Poliția deschide! Poliția! Poliția deschide!